339 de deputați și 136 de senatori au fost aleși în urmă cu aproape 2 ani prin vot liber de către electorat. Teoretic, sarcina lor este să muncească pentru binele țării și implicit al celor care i-au trimis în fotoliul confortabil din Parlament. Practic, situația nu este chiar așa. Vă vom demonstra acest lucru în fiecare zi pe parcursul a 3 minute, timp în care analizăm activitatea unui politician. La final, decidem împreună dacă merită să mai câștige încă un alt mandat. În ediția de astăzi vă aducem în atenție activitatea deputatului independent Alin Vasile Văcaru, ales în circumscripția electorală numărul 20 Gorj. Până în septembrie 2017 a fost membru PSD. Ulterior a părăsit tabăra socialdemocraților pentru a adera la partidul Pro-România. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlament, Văcaru a fost prefect, consilier județean, tehnician la o fabrică din Târgu Jiu și agent de dezvoltare, adică șef al unui casino din oraș. În 2014 a ajuns la conducerea prefecturii în urma unor aranjamente politice. Văcaru a fost numit prefect în locul lui Claudiu Teodorescu, fost consilier al lui Victor Ponta. Teodorescu a lăsat atunci Gorjul pentru un post de secretar general adjunct în Ministerul Justiției. Alin Văcaru este unul dintre cei mai inactivi deputați. Are performanțe greu de egalat. Iată ce spun datele oficiale de pe site-ul Camerei Deputaților. 3 luări de cuvânt, 6 întrebări și interpelări, 17 propuneri legislative, din care 3 promulgate legi și o moțiune. Cele 3 luări de cuvânt însumează nici mai mult, nici mai puțin de 2 minute și 13 secunde. Prima dată a vorbit la depunerea jurământului, apoi a prezentat niște interpelări, iar ultima dată a vorbit în martie 2017, când a citit răspunsurile pe care le-a primit la interpelări. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Se pare că Alin Văcaru nu consideră că este important nici să aibă propuneri legislative, nici să voteze proiectele colegilor. Din decembrie 2016 și până acum a avut 1173 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de numai 31%. În ciuda faptului că nu muncește aproape nimic, indemnizația vine lunar. Deputatul din Gorj încasează în fiecare lună 10.003 lei. Dintr-un susținător al PSD, Alin Văcaru a ajuns acum un critic aprig al lui Liviu Dragnea și al foștilor colegi de partid. Iată ce spunea în toamna acestui an la un post de radio local. Un partid care e condus de un singur om decide și ceilalți execută. Și stau și mă întreb, că am fost acum, am început sesiunea parlamentară, m-am reîntâlnit cu colegii, foștii colegi din PSD. Toți vorbesc când stai față în față cu ei, discute, că nu le convine, că sunt nemulțumiți. Că uite ce se întâmplă, dar niciunul nu ia atitudine, niciunul nu discută la grupul parlamentar să-i spună cineva că, vedeți noastră, poate domnul Dragnea nu-și dă seama, greșește. Acum că ne-am lămurit cum stau lucrurile în cazul deputatului independent din Gorj, să vedem care sunt punctele sale tari, fără probleme cu justiția. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: traseism politic, numit în funcții pe criterii politice, prezență foarte mică la votul electronic, propuneri legislative puține, luări de cuvânt în număr mic. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului independent din Gorj, Alin Vasile Văcaru.